Ce faceți? Cum e ce ziua de azi? Mulțumesc, ne bucurăm atât de mult de soarele ăsta după furtună, vă închipuiți, da? Ce a fost aseară și cum e azi. Ia cătă, da? Și soțul e în apă. Da, am venit să ne bucurăm un pic de soarele de la prânz și el își face în notul, ca în fiecare zi, da? Deci suntem constanțeni prin adopție de 20 și atâția, aproape 30, cred eu că s-au adunat. N-am vrut niciodată să ne refuzăm plăcerea de a ne bucura de mare. A fost, de ce nu apă? Păi, în primul rând, ca să-și mențină o stare bună de sănătate. El este, a fost sportiv în tinerețe, este la pensie, acum are 70 de ani și îi place notul, îi face bine la mobilitatea coloanei. Pot să spun că e sfatul medicului, da? Să înnoate, pentru că coloana vertebrală capătă cu vârsta anumite limitări de mișcare. Noi suntem robii incapacității noastre mentale de a ne mobiliza. Da? Deci asta nu reușim deloc. Ne așezăm la un telefon, ne așezăm la un computer și nu ne mai mișcăm. Și asta ne incapacitează la vârstele, eu știu, avansate sau chiar și la vârsta a doua, de ce nu?